Să-ți mulțumim pentru marele har al mântuirii și să aducem ispășire pentru păcatele noastre și pentru sufletele din purgator. O Iisuse, Tu ai îndurat moartea pe cruce pentru mântuirea noastră. Te rugăm, trezește în inimile noastre o căință adevărată de păcatele săvârșite și dă-ne o încredere nestrămutată în meritele Tale. Ajută-ne să Te urmăm pe calea stropită cu sângele Tău, în așa fel ca să ajungem la fericirea veșnică. Amin. Act de căință. Doamne, Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele și le urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că prin ele am pierdut harul Tău și împărăția cerului, și m-am făcut vrednic de pedeapsa veșnică a iadului, dar mai mult mă căiesc, pentru că păcătuind, Te-am mâniat pe Tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun. Pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului Tău, să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Hristos e o sânătivit la moară, căci oamenii l-au măpuzat. Deși Pilat știa prea bine că Domnul e nevinovat. Stațiunea 1. Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus, Sfântul Sfinților și Regele Regilor, după ce a fost biciuit până la sânge și încoronat cu spini, este osândit de făptura Sa la moartea cea mai dureroasă și cea mai rușinoasă. Eu sunt pricina acestei osândiri. Eu m-am făcut de 1000 de ori vrednic de moartea aceasta prin păcatele mele. O Iisuse, dă-mi harul să cunosc bine păcatele mele. Dă-mi o umilință adevărată. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se în numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ.
Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. O cruce mare se pune pe umerii însănăcereați și el o poartă cu răbdare spre a mântui pe ai săi frați. Stațiunea a doua. Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. După ce a așteptat-o și a dorit-o 33 de ani, Iisus ia crucea pe umerii săi ca pe un steag al luptei sale, ca pe o unealtă a mântuirii noastre. O Iisuse, dă-mi harul să prețuiesc și să iubesc patima și crucea ta sfântă, precum și suferințele ce mi le trimiți. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Iisus, ne tăia moară ca de puterile l-au părăsit. Prea mare e povara crucii, dar nu se lasă biruit. Stațiunea a treia. Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade, istovit din pricina sângelui pe care l-a pierdut, împovărat de păcatele ce apăsau crucea. El cade pentru a mă curăți de păcate și pentru a mă păzi să nu cad din nou în ele. O Iisuse, dă-mi harul statorniciei în bine până la sfârșit. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. În drum spre Golgota ne tâlnește pe preamâhnita Maica sa. Durere mare îl cuprinde, văzând cum suferă și ea. Stațiunea a patra. Iisus întâlnește pe Maica sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântă. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus, având crucea pe umeri și cu una de spini pe cap, o întâlnește pe Maica sa mâhnită. Ce durere pentru inima dumnezeiască a Fiului și pentru inima duioasă a mamei! O Iisuse, fă-mă părtaș la durerile și suferințele ce ți le-am pricinuit ție și Maicii tale. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Thank you.
Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. În silă Simone din cire, îi duce crucea lui Iisus. Dar când cunoaște cine-i Domnul, devine ucenic sus. Stațiunea a cincea, Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Simon din Cirene duce crucea lui Iisus, pentru că Iisus nu mai poate duce. Simon duce crucea fără de voie și silit, dar ducând crucea cunoaște cine este Iisus și învață să-L iubească, precum și să ducă crucea din dragoste pentru dânsul. O Iisuse, dă-mi harul ca prin crucea ce mi este dată să cunosc cine ești, să învăț să te iubesc și să rabd orice suferință din dragoste pentru tine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Și Veronica, Mara, umilă-ne ține de Domnul voi, pe care drept recunoștineță se ne tipărește chipul lui. Stațiunea a șasea, Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Cu mare compătimire, Veronica șterge sudoarea și sângele de pe fața dumnezeiască a lui Iisus, iar El, din recunoștință, își întipărește chipul pentru totdeauna pe marama ei. O Iisuse, întipărește și în inima mea chipul feței Tale, ca să nu uit niciodată ceea ce ai suferit pentru mine și cât m-ai iubit. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Din nou Hristos sub cruce cade, căci e atât de copleșit de acea mulțime de păcate pe care noi le-am săvârșit. Stațiunea șaptea, Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade și peste El cade crucea care îi apasă mai adânc spinii în cap, pricinuindu-i astfel o durere nespusă. Acești spini au fost păcatele mele, săvârșite cu gândul, pofta, cuvântul și privirea. O Iisuse, dă-mi harul unei pocăințe adevărate pentru păcatele mele, care ți-au pricinuit dureri atât de mari.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Femei prenegândele, neconăjoară, pe drumul greu chinovoitor, Iisus le nedeamnă să nu le plângă, pe ele ci pe copii. Stațiunea a opta. Iisus mângâie femeile din Ierusalim care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi să vă plângeți și pe copiii voștri. Căci de se fac acestea cu pomul cel verde, ce va fi cu cel uscat? O Iisuse, Tu ești pomul cel verde și eu cel uscat, vrednic numai să ard în iad. Dă-mi harul unei adevărate convertiri și al unei statornice frici de Dumnezeu, pentru ca prin fapte bune să aduc roade pentru viața veșnică. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Când penetru a treia oară cade, călăi îl împingă și le bat, și noi ne asemănăm cu dânșii, atunci când facem un păcat. Stațiunea nouă. Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade, dar călăii îl împing, îl bat și îl bat jocurăsc necontenit până la Golgota. O Iisuse, ce rușine și durere ai suferit pentru mine! Dă-mi harul ca din dragoste pentru tine și cu duh de pocăință să sufăr bucuros orice rușine și durere și în felul acesta să nu încetez niciodată de a te urma. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Iisus e despoiat de haine, iar rănile cum plitele dor, și dezbrăcat ce greu e bine, să stea în văzul tuturor. Stațiunea a zecea. Iisus este dezbrăcat de hainele sale. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este dezbrăcat de hainele sale și îi se dă să bea fiere și oțet.
hainele i se scot și astfel se redeschid rănile pricinuite prin biciuire. Prin dezbrăcarea hainelor și prin reînnoirea rănilor, Mântuitorul ne-a dobândit iertarea pentru păcatele noastre împotriva curăției, iar prin fierea amară și prin oțetul acru a ispășit păcatele noastre de lăcomie. O Iisuse, izbăvește-mă de robia poftelor trupești. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Hristos e răstignit pe cruce și curge sângele curat. El suferă ca să ne spele de răutate și vivi păcat. Stațiunea 11-a. Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Mâinile și picioarele Mântuitorului sunt pironite pe cruce. Prin rănile mâinilor și ale picioarelor, El suferă dureri nespuse pentru toate faptele cele rele ale mâinilor noastre și pentru căile păcătoase pe care au umblat picioarele noastre. Străpunge-mă, Iisuse, și pironește-mă pe crucea Ta printr-o sfântă frică și dragoste, pentru ca în toate ispitele și suferințele să rămân statornic în răbdare până la sfârșit. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Pe cruce Domnul moare nechinovori, de-i însuși Tatăl părăsit, dar misiunea-n credințată prin jertfa crucii am plinit. Stațiunea 12-a. Iisus moare pe cruce. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. După ce a rămas atârnat 3 ceasuri pe cruce, după ce a pătimit și s-a rugat, Iisus își dă de bunăvoie sufletul în mâinile Tatălui Său ceresc și moare. O Iisuse, fă ca moartea Ta să-mi fie viață și dă-mi harul să fiu pururea mort pentru păcat, pentru lume și pentru toate pornirile mele rele, ca să trăiesc numai pentru Tine. Și la sfârșit să ajung printr-o moarte sfântă la viața veșnică. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Când trupul-i dat jos de pe cruce,
și în brațele Mariei post, cine ar putea simți mâhnirea cu care îl plânge pe Iisus? Stațiunea 13-a. Iisus este luat jos de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este luat jos de pe cruce și depus în brațele Maicii sale prea îndurerate. Sfântă Maica lui Dumnezeu, ce durere pentru inima ta de mamă să ții în brațele tale trupul dumnezeiescului tău fiu, rece și fără viață, și să privești rănile lui din care mai curgea sânge. Pentru aceste dureri ale tale, te rog, dobândește-mi de la dumnezeiescul tău fiu harul unei pocăințe desăvârșite pentru păcate, acum și în ceasul morții mele. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Iisus e îngropat cu jarbe, într-un mormânt nou și bivicurat, să-i dăm și noi ca locuineță un suflet bun nevinovat. Stațiunea 14-a. Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Trupul preasfânt al lui Iisus este pus într-un mormânt nou și curat. Iisuse, dă-mi harul ca inima mea să fie o locuință curată și plăcută pentru trupul tău în preasfânta împărtășanie și să te primesc cu vrednicie și evlavie pentru mântuirea sufletului meu, pururea, dar mai ales la sfârșitul vieții mele. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. O, Doamne, noi am fost pricina că așa de mult ai suferit, n-are tu mână marea ține durare, îi iartă tot ce am greșit. Stațiunea 15-a. Iisus învie glorios din morți. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Te ador, Iisuse, în ziua măreață a învierii tale. Ridicându-te din mormânt, tu ai dovedit că ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și ai confirmat învățătura pe care ai apărat-o până la moarte ca vrednică de a fi crezută și urmată. Îți mulțumesc că mi-ai dăruit credința pe care această sărbătoare mi-o luminează și mi-o întărește. Îți mulțumesc pentru speranța pe care mi-ai aprins-o în suflet
că Dumnezeu mă va învia și pe mine la viața veșnică. Luminează-mă să văd dincolo de vălul euharistic ființa ta glorioasă de Dumnezeu om înviat, să mă atașez de tine cu toată inima și, lepădând faptele omului vechi, să devin, prin harul tău, făptură nouă, martor al învierii tale. Să privesc cu seninătate toate încercările vieții, bineștiind că tu, care ai învins lumea, rămâi în mijlocul fraților tăi până la sfârșitul veacurilor. Bunule păstor, care ți-ai dat viața pentru noi, călăuzește-ne pe drumul acestei vieți trecătoare, ca să ne împărtășim de bucuria învierii tale strălucite. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Să ne rugăm după intenția Sfântului Părinte Papa pentru a obține indulgența. Doamne, Tu ai sfințit semnul crucii prin suferințele și moartea Fiului Tău prea iubit pe lemnul crucii. Te rugăm ca toți aceia care ne mărturisim credința prin acest semn sfânt să ne bucurăm de ocrotirea Ta cerească prin Hristos Domnul nostru. Amin. Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău. În veci nu te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă-ne pe poporul Tău și vivim în veci nu te supăra. Iartă-ne, Doamne, iartă-l pe poporul Tău și vivim în veci, nu te supăra pe noi. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Iată acum e timpul potrivit. E ziua mântuirii. Lăudat să fie Iisus Hristos. Preasfințite Sfințile voastre, părinți concelebranți, dragă părinte misionar, părinte profesor, dragi și iubiți credincioși, dragi și iubiți credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului. Începem acum cu această celebrare sfântă, Misterul Sfânt al pregătirii pentru Marea Sărbătoare a Învierii, timpul postului mare, cu Miercurea Cenușii. Vrem ca în această perioadă să-L întâlnim cu adevărat pe Iisus, care ne-a iubit și ne iubește, care ni se dăruiește, care ne arată crucea sa, care ne cheamă pe urmele sale ca să putem la Sfânta Înviere să ne bucurăm cu El. Ne dispunem așadar să începem acest timp cerând iertare pentru toate păcatele. Să ascultăm în aceste zile minunate, miercurea, vinerea, acele predici quadragesimale pe care părintele profesor Iancu Pius ni le va prezenta. Suntem bucuroși că putem începe cu întreaga biserică și cu Sfântul Părinte Papa acest moment sfânt. Acum, pentru a celebra cu vrednicie și a prezenta rugăciunile noastre, îi cerem ajutorul Lui. Mărturisesc Lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina. De aceea rog pe Sfântă Mare, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
ne rugăm, dă-ne, Doamne, harul să începem printr-un post sfânt lupta vieții creștine, pentru ca în bătălia împotriva Duhului rău să fim mereu întăriți prin fapte de pocăință, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citire din cartea profetului Ioel. Chiar acum, oracolul Domnului, întoarceți-vă la mine din toată inima voastră, cu post, cu plâns și cu jale. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv și îndurător, încet la mânie și plin de bunătate și iartă răul. Cine știe, poate se va întoarce și va ierta și va lăsa după el o binecuvântare, ofrandă și libație pentru Domnul Dumnezeul vostru. Sunați din trâmbiță în Sion, consacrați un post și convocați o adunare. Adunați poporul, consacrați o adunare. Întruniți-i pe bătrâni, convocați-i pe prunci și pe copiii de la sân. Să iasă mirele din camera lui și mireasa din camera sa nupțială. Între vestibul și altar să plângă preoții, slujitorii Domnului, și să zică: Îndură-te, Doamne, de poporul tău și nu da moștenirea ta ocării ca neamurile să stăpânească peste ei. De ce să se spună printre popoare, unde este Dumnezeul lor? Domnul este gelos pe țara lui și îi este milă de poporul său. Cuvântul Domnului. Ai milă de noi, Doamne, căci am păcătuit. Ai milă de noi, Doamne, căci am păcătuit. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea Ta bunătate și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Căci recunosc fără de legea mea și păcatul meu stă pururi înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit și ce rău înaintea Ta am săvârșit. Ai milă de noi, Doamne, lăsa-mă Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, și un duc statornic înnoiește în lăuntrul meu. Nu mă alunga de la fața Ta și Duhul Tău Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și întărește-mă cu Duh binevoitor. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda Ta. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Iată, acum este momentul potrivit. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, noi suntem împuterniciți ai lui Hristos, ca și ai lui Dumnezeu care vă îndeamnă prin noi. Vă rugăm pentru Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel care nu a cunoscut păcatul, El a făcut păcat de dragul nostru,
pentru ca noi să cunoaștem justificarea lui Dumnezeu în El. Deoarece noi colaborăm cu El, vă mai îndemnăm să nu primiți harul lui Dumnezeu în zadar, căci El spune: la momentul potrivit te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată, acum este momentul potrivit. Iată, acum este ziua mântuirii. Cuvântul Domnului. Astăzi nu vă împietriți inimile, ci ascultați glasul Domnului. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor Săi: aveți grijă să nu săvârșiți faptele voastre bune înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altfel nu veți avea răsplată înaintea Tatălui vostru din ceruri. Așadar, când dai de pomană, nu trâmbița înaintea ta, așa cum fac ipocriții în sinagogi și în piețe, ca să fie lăudați de oameni. Adevăr vă spun, și au primit răsplata. Tu însă, când dai de pomană, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru ca pomana ta să fie în ascuns, și Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti. Iar când vă rugați, nu faceți ca ipocriții, pentru că lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile străzilor, ca să se arate oamenilor. Adevăr vă spun, și-au primit răsplata. Tu însă, când te rogi, intră în camera ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui tău care este înascuns, și Tatăl tău care vede înascuns te va răsplăti. Când postiți, nu fiți triști ca ipocriții, căci ei își schimonosesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevăr vă spun, și au primit răsplata. Dar tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este înascuns. Și Tatăl tău care vede înascuns te va răsplăti. Cuvântul Domnului. Lăuda să fie Iisus Hristos. Iată, acum este momentul potrivit. Acum este ziua mântuirii. Excelențele voastre, dragi confrați într-o preoție, dragi persoane consacrate, dragi copii, dragi tineri, iubiți frați și surori în Hristos, era după cel de-al doilea război mondial și un tânăr pilot englez încerca să probeze un avion monomotor în îndrăzneața sa încercare de a face ocul pământului cu un astfel de avion modest. După ce a decolat de pe unul din micile și improvizatele aeroporturi ale Indiei, și-a dat seama că la bordul avionului său s-a urcat un oaspete neașteptat. Un șobolan a început să roadă pe sub scaunul său în velișul de pânză. Tânărul pilot s-a panicat, dorea să se întoarcă pe aeroportul pe care decolase, însă dintr-o dată și-a amintit o lecție pe care a învățat-o la școală, că rozătoarele, în special șobolanii, nu rezistă la înălțimi înalte, la altitudini ridicate. Și atunci a zburat sus și tot mai sus, și că pe cât se înălța, pe atât zgomotul acelui oaspete înceta.
Șobolanul nu a rezistat, a murit. Începem astăzi un drum de 40 de zile, postul mare, un drum în care fiecare dintre noi este chemat să se înalțe, să se apropie mai mult de Dumnezeu, pentru că acolo, lângă Dumnezeu, tot ceea ce roade interiorul sufletului nostru, tot ceea ce ne constrânge la păcat, egoismul, invidia, răutatea, dușmânia, nu pot rezista. Și dacă în aceste momente, cercetându-ne sufletul, descoperim că aceste rele ne afectează, trebuie să ne îndrăznim să ne apropiem și mai mult de Dumnezeu, să îndrăznim să venim lângă Cel care ne-a creat din iubire, pentru ca El să mântuiască sufletul nostru și să ne dăruiască adevărata fericire. Timpul postului mare este timpul apropierii noastre de Dumnezeu, timpul întoarcerii noastre acasă, în casa Tatălui, timp în care ne apropiem și de misterul răscumpărării noastre pentru a descoperi cu adevărat la ce ne cheamă Dumnezeu în viața de zi cu zi. Și la propunerea Părintelui Paroh, în acest timp al postului mare, în fiecare miercuri și vineri, vom încerca să descoperim minunata relație care există între Dumnezeu și om. Dumnezeu care cheamă în diferite moduri, în modalități nebănuite de mintea noastră umană, și omul care uneori răspunde, alteori se face că nu aude, alteori preferă să se îndepărteze de Dumnezeu, dar chemarea Creatorului rămâne constantă și ne însoțește în viața noastră, pentru ca în cele din urmă să descoperim că de fapt chemarea lui Dumnezeu nu înseamnă altceva decât împărtășirea fericirii sale cu noi. Iată de ce profităm de acest timp de har pe care Biserica îl trăiește în acest an, când ne pregătim pentru Sinodul Episcopilor, care va fi celebrat la Roma în luna octombrie a acestui an și care are ca temă tinerii, credința și discernământul vocațional. Și este dorința Papei Francisc, exprimată explicit, ca universul tinerilor pe care Biserica îl va analiza să cuprindă și acest câmp al discernământului vocațional. Pentru că istoria iubirii dintre Dumnezeu și om este fascinantă și fiecare om, fiecare tânăr, fiecare adult trăiește o istorie unică, irepetibilă. Și de aceea Sfântul Părinte ne invită să redescoperim drumul vocației noastre, să redescoperim etapele pe care le-am parcurs pentru ca apoi să trăim mai în plinătate comuniunea noastră cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu cheamă și cheamă în orice moment al vieții noastre, zi de zi. Cheamă pentru că Lui nu îi stă în fire să trăiască singur, să se bucure singur. Nu poate în atotputernicia sa să rămână închis și ne cheamă pe noi toți la comuniune, la viață, la iubire, la fericire. Ne cheamă la sărbătoare, ne cheamă la a construi o lume nouă, o lume mai bună, ne cheamă la a contribui pentru mântuirea noastră și a celor care sunt în jurul nostru. Ne vom apropia zi de zi de Dumnezeu prin intermediul Sfintelor Scripturii și vom descoperi cât de minunat este Dumnezeu atunci când îl cheamă pe om. Vom descoperi ce planuri mărețe are cu oameni simpli, așa cum suntem noi, dacă omul reușește să-i răspundă și să adere din toată inima la această chemare a lui Dumnezeu. Pentru că și astăzi, prin Sfintele Scripturi, prin sacramente, prin circumstanțele vieții, Dumnezeu ne vorbește și nouă și ne spune că are nevoie și de noi, de unul fiecare dintre noi, pentru că ceea ce suntem chemați să facem noi, nu mai poate să facă nimeni, suntem unici. Și de aceea, dacă rolul nostru rămâne neîmplinit, rămâne neîmplinită o parte din frumusețea acestei lumi. De fapt, timpul postului mare este timpul chemării, timpul în care zi de zi
La biserică, la Sfânta Liturghie, auzim glasul profeților, glasul lui Hristos, glasul Sfântului Apostol Paul, care ne cheamă la întoarcere, la convertire. Și ce înseamnă această convertire, dacă nu redescoperirea drumului vieții noastre, acel drum trasat de Dumnezeu la început, de la care noi câteodată ne mai abatem, drum pe care îl privim cu speranță, dar de care de multe ori ne împiedicăm. Acest timp de 40 de zile ne conduce cu siguranță pe mulți dintre noi la același timp pe care în Sfânta Scriptură fie poporul, fie anumiți reprezentanți ai poporului ales îl trăiește în încercare. Ne duce cu gândul la potop care 40 de zile a acoperit pământul sau la Moise care 40 de zile a stat în prezența lui Dumnezeu sau la poporul israelit care 40 de zile, 40 de ani a peregrinat prin pustiu pentru ca să se întărească în credință și să descopere că singurul mântuitor este Dumnezeu. Iar la începutul postului primim în semn de pocăință cenușa pe frunțile noastre. Primind cenușa, recunoaștem nevrednicia noastră, recunoaștem condiția noastră umană, slabă și îi cerem ajutorul lui Dumnezeu. Dar vă invit ca astăzi să privim din altă perspectivă acest gest al impunerii cenușii, să-l vedem ca pe un gest vocațional, care vorbește despre vocația mea, despre vocația dumneavoastră, un gest care vorbește despre chemarea noastră la viață, la comuniune, la iubire. Oare cenușa nu ar putea să fie simbolul pulberii și a prafului care se adună deasupra cărbunelui aprins pe care dumneavoastră încercați să îl păstrați arzând în familia dumneavoastră, semn al iubirii și al sensibilității? Oare cenușa nu poate să fie simbolul la tot ceea ce am renunțat, pentru că am considerat că este inutil vieții și am ars toate acele lucruri inutile pentru ca să călătorim în viața noastră mai liberi și mai încrezători în Dumnezeu? Oare cenușa nu poate să simbolizeze drumul pe care mulți dintre noi îl facem în slujire, drum anevoios, plin de trudă, care face ca membrele noastre să se umple de praf și de cenușă și astfel să ne împlinim vocația? Oare cenușa nu poate să fie simbolul bucuriei că astăzi, aici, întorcându-ne în casa Tatălui, suntem hotărâți să pornim pe un alt drum, un drum diferit, un drum care să însemne regăsirea sensului vieții noastre? Și pe lângă cenușă, liturgia de astăzi ne propune să ne îndreptăm atenția asupra a trei elemente extrem de importante de-a lungul postului mare. Pomana, rugăciunea și postul. Mântuitorul le-a subliniat în mod clar în Evanghelia de astăzi. Însă, dacă privim contextul în care Mântuitorul rostește aceste cuvinte, vom înțelege și mai mult sensul acestor fapte de pietate care ne sunt cerute. Cuvintele pe care le-am ascultat urmează imediat după acea invitație a lui Hristos, care a fost adresată discipolilor de atunci și ne este adresată și nouă discipolilor de astăzi. Fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru ceresc este desăvârșit. Și înțelegem din Evanghelie că este vorba despre desăvârșirea în iubire, despre perfecțiunea iubirii, în care trebuie să limităm pe Tatăl Ceresc. Dar cum să facem acest lucru? Ei bine, fragmentul evanghelic ne spune cum putem să devenim desăvârșiți, cum putem să trăim pentru ca să fim recunoscuți ca adevărați fii ai Tatălui. Pomana, rugăciunea și postul. Mântuitorul prezintă la început o caricatură a pomenii. Ne vorbește despre o realitate care era prezentă în acel timp și care poate este prezentă și în zilele noastre. Era atitudinea omului binefăcător, care de dragul numelui pentru a primi onoare,
săvârșea un act de generozitate, fie față de comunitate, fie față de o persoană nevoiașă, însă acest act era răsplătit de comunitate, oferindu-se locul cel mai de seamă în sinagogă. Era așezat la dreapta rabinului. Și Mântuitorul ne spune că cei care se comportă astfel și-au primit deja răsplata. Nu este un blestem sau o negare a Mântuitorului, ci faptul că acei oameni care se comportă astfel nu o fac din iubire nici față de Dumnezeu, nici față de aproapele, ci dintr-o iubire egoistă față de sine, pentru că ceea ce ei caută nu este altceva decât primul loc, să fie văzuți, să fie apreciați, să aibă renume în comunitate. Însă Mântuitorul ne cere să privim pomana într-un alt mod, într-un mod relațional, o relație care este între ei, între mine, cel care primește pomana și Tatăl care ne vede. Pentru că pomana poate să fie un instrument vocațional care să mă ajute pe mine să descoper că trebuie să mă pun în slujba celuilalt, nu pentru a-mi face un nume, dar pentru a veni în ajutorul lui, din iubire față de Dumnezeu. Și Tatăl, care vede în ascuns, ne va răsplăti. La fel se întâmplă și cu rugăciunea. Rugăciunea este un instrument vocațional, un instrument care ne ajută să descoperim rolul nostru pe acest pământ. Și Mântuitorul ne avertizează că rugăciunea nu trebuie să fie monolog, nici nu trebuie să fie făcută de ochii celorlalți, ci trebuie să însemne o relație cu Tatăl Ceresc, o relație stabilă, desfășurată departe de ochii curioși ai trecătorilor, în camera mea, acolo unde nimeni nu poate să mai intre. Și construind această relație cu Tatăl Ceresc, îl mă voi descoperi ca fiul al său și îi voi descoperi pe cei din jur ca pe frați. Pentru că dacă riscăm să spunem cuvinte multe, dacă facem din rugăciunea noastră un discurs, în spatele acestui mod de a ne ruga, se poate ascunde un risc imens, acela de a dori să-L domesticim pe Dumnezeu și să-L facem să acționeze după planurile noastre. În schimb, Mântuitorul ne invită la o rugăciune în tăcere, o rugăciune care să vorbească inimii noastre, o rugăciune în care să ascultăm glasul Tatălui. Și în timpul postului mare trebuie să căutăm și să găsim zi de zi astfel de momente în care să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească, pentru că ne va spune lucruri uimitoare despre noi și despre ceea ce trebuie să realizăm. Și în al treilea rând este postul. Postul care este văzut ca o îndepărtare a tot ceea ce poate să însemne un surogat al vieții, căruia mâncarea îi este exemplu. Când postim, Mântuitorul ne spune că descoperim adevărata noastră realitate, descoperim cu adevărat cine suntem. De la Adam și Eva, de la păcatul primilor oameni, atunci când ei au hotărât să acționeze pe cont propriu, independent de voința lui Dumnezeu, și până astăzi, când o mare parte din omenire crede că poate să trăiască fără el, pentru că tehnica și știința sunt suficiente, autoreferențialitatea omului, faptul că omul se pune mereu pe sine în centru, a fost mereu un pericol. Și când Dumnezeu dorea ca să amintească omului ceea ce este, atunci îi propunea postul. Pentru că postul descoperă condiția noastră muritoare, condiția noastră umană, de oameni slabi, de oameni nevoiași. Dacă ne hotărâm să postim cu adevărat și acest lucru va face ca trupul nostru să simtă nevoia urgentă de pâine, ne vom da seama că și sufletul nostru are nevoie de o hrană, o hrană pe care nu și-o ia din comerț, ci din relația cu Dumnezeu. Dacă postul pe care dorim să-l trăim va face ca stomacul să-și ceară dreptul său și vom reuși să apreciem fiecare bucățică de pâine, atunci ne vom da seama de un alt gol care s-ar putea să existe în sufletul nostru,
un gol lăsat de lipsa lui Dumnezeu și de lipsa unei relații autentice cu aproapele nostru. Și atunci ne vom da seama că avem nevoie de Dumnezeu așa cum avem nevoie de pâine, că avem nevoie de aproapele nostru, de fratele nostru, ca parte esențială a alimentului care nutrește viața noastră. Postul, rugăciunea și pomana. Postul pentru a ne descoperi așa cum suntem, rugăciunea pentru a ne recunoaște ca fii și pomana pentru a ne comporta ca fii. Iată cele trei elemente esențiale ale acestui drum de 40 de zile care se deschide în fața noastră. O ocazie de har, o nouă primăvară a sufletului poate să fie acest timp de post. 40 de zile în care să redescoperim relația noastră autentică cu Dumnezeu, în care să lăsăm să cadă măștile pe care le-am pus pe chipul nostru pentru ca să devenim oameni autentici, să ne lăsăm pătrunși de cuvântul Său, iar la picioarele Lui să lăsăm ca acest cuvânt să rodească. 40 de zile în care să dărâmăm orice zid pe care l-am construit între noi și frații noștri, să înlăturăm orice bănuială și orice suspiciune care poate să blocheze gesturile noastre de iubire și bunăvoință sau cuvintele de afecțiune pe care dorim să le rostim. 40 de zile pentru a ne reorganiza viața și pentru a ne da seama că suntem prea încărcați de multe lucruri. Avem prea multă zgură de care trebuie să ne debarasăm pentru ca să putem să pășim liniștiți și fericiți pe drumul vieții noastre. 40 de zile pentru a împărtăși împreună o rugăciune constantă, o fraternitate regăsită și un cuvânt viu și eficace. 40 de zile pentru a ne schimba sau a schimba ceva în viața noastră și astfel să celebrăm Paștele Domnului. Drum bun în întâlnirea cu Hristos cel înviat. Celor preiubiți, Domnul care vede în inima omului ne-a adunat sub semnul cenușii sfințite ca să începem drumul de convertire și reconciliere cu umilință și bucurie. Încrezători în milostivirea sa infinită să-i adresăm acum lui rugăciunea noastră spunând: Doamne, convertește inima noastră! Doamne, convertește inima noastră! Pentru ca Biserica, vestind și celebrând iertarea lui Dumnezeu, să fie pentru lume semn și instrument de reconciliere, să ne rugăm. Doamne, convertește inima noastră! Pentru ca toate comunitățile creștine să împărtășească neliniștea, sărăcia și speranțele oamenilor de astăzi, să ne rugăm. Doamne, convertește inima noastră! Pentru ca ascultarea cuvântului, convertirea, rugăciunea, angajamentele de la botez și iubirea să reînnoiască profund raporturile noastre cu Dumnezeu și cu frații, să ne rugăm. Doamne, convertește inima noastră! Pentru ca apelul cenușii sfințite la condiția muritoare omului și la precaritatea succeselor sale să favorizeze întâlnirea cu Dumnezeu, izvorul adevărat de viață și de mântuire, să ne rugăm. Doamne, convertește inima noastră! Pentru ca săracii și cei care suferă să primească mângâierea ajutorului fratern și să participe cu bucurie pe drumul speranței poporului lui Dumnezeu, să ne rugăm. Doamne, convertește inima noastră!
pentru ca această ceremonie să nu rămână ruptă de viața concretă pe care o trăim zi de zi, să ne rugăm. Doamne, convertește inima noastră! Pentru că în timpul campaniei 40 de zile pentru viață să invocăm împreună cu toți tinerii miloștivirea lui Dumnezeu și harul Său asupra tuturor celor implicați în păcatul dur al avortului, să ne rugăm. Doamne, primește, Părinte Sfânt, rugăciunile noastre și dă-ne harul de a rămâne fideli față de hotărârile pe care le luăm astăzi, pentru a fi aflați demni să participăm la sfârșitul acestui timp de har la întâlnirea cu Hristos cel înviat, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Îți aducem, Doamne, această jertfă prin care începem cu solemnitate postul de 40 de zile, rugându-te să ne dai harul ca prin fapte de pocăință și de iubire să ne învingem pornirile rele și astfel, curățați fiind de păcate, să ne vrednicim a celebra cu evlavie misterul pătimirii Fiului Tău, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi. Și cu sinimile. Îi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu,
Tu ai voit ca prin pocăință să ne exprimăm recunoștința față de Tine, deoarece pocăința ne ajută să ne împotrivim ispitelor mândriei și, împărțind hrana noastră cu cei lipsiți, să urmăm și noi exemplu dărniciei Tale. De aceea, cu mulțimile de îngeri, Te lăudăm cântând într-un singur glas. Ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea căruia Duhului Tău, că ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și pătirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, mai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău.
Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și ferit de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu primi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, de voi ești ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Bibi. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri.
Dar spune numai un cuvânt și se va tămădui să păsească pentru viața de Hristos. Thank you.
Să ne rugăm. Dumnezeule, revarsă cu bunătate Duhul Căinții asupra celor care se pleacă în fața Maestății Tale, pe a merita să dobândească prin îndurarea Ta răsplata promisă celor ce fac pocăință prin Hristos Domnul nostru. Frățile preiubiți, în această zi, seară, început de Sfânt Post Mare, vom primi pe capetele noastre cenușa, semnul slăbiciunilor noastre, greșelilor noastre, și vom spune, credem în Evanghelie, credem în Iisus Hristos care a venit pe noi, cei slabi, să ne mântuiască, noi arătându-ne căința noastră, disponibilitatea noastră. Cu acest semn al impunerii cenușii pe capetele noastre, înaintăm în acest timp sfânt al postului, urmându-L pe Hristos, punând în El toată nădejdea noastră, căci El este tăria noastră, ca să putem ajunge și noi la Sfânta Înviere. Binecuvântăm acum cenușa, o punem pe capetele noastre și ne întoarcem acasă, ca să trăim acest post, întâlnindu-L mereu pe Iisus în rugăciune, în post și în pomană. Vă dorim să aveți cu adevărat un post binecuvântat și plin de roade. Fraților preiubiți, să rugăm acum cu stăruință pe Dumnezeu Tatăl să binecuvânteze cu belșugul Harului Său această cenușă pe care ne-o punem pe cap în semn de pocăință. Dumnezeule, care nu disprețuiești moartea păcătoșilor, ci întoarcerea lor, ascultă cu bunătate rugăciunile noastre și în îndurarea Ta binecuvântează această cenușă pe care voim să o primim în semn de pocăință, pentru ca noi, știind că suntem cenușă și în țărână ne vom întoarce, să putem dobândi prin Evanghelie, prin strădania de a împlini faptele postului de 40 de zile, iertarea păcatelor și înnoirea vieții, după chipul Fiului Tău înviat, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și cu binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt.
liturgia s-a sfârșit, mergeți în pace. Încrezătorim promisiunile lui Iisus Hristos, ne rugăm pentru răposații Verona și Anton, pentru ca Dumnezeu să-i învie în ziua de apoi și să-i așeze în rândul sfinților săi. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, tu